Deși timpul de afară se anunță destul de cald pentru această perioadă, agențiile de turism nu au scăzut prețurile pentru vacanțele la muntă, dar nici pe clienți nu i-a deranjat lipsa zăpezii. Ținând cont că persoanele, de fapt, sunt foarte încărcate cu joburile care le au, cred că nu mai, oricum nu contează, adică este zăpadă, nu este zăpadă, oricum cererile nu au scăzut comparativ cu anul trecut. În topul destinațiilor preferate ale moldovenilor pentru vacanța de iarnă rămâne România. Nu se jură România pentru Crăciunul de pe 7 ianuarie, Crăciunul nostru, un sejur de 5 zile cu mic dejun inclus pentru o persoană în cameră dublă începe de la 100-150 de euro. Brașovul, Sinaia la fel, Sinaia este solicitată de turiștii care își doresc pe lângă schiat și odihnă la munte și mai doresc și niște excursii. Cu 150 de euro puteți petrece o vacanță de 5 zile la munte în Ucraina, iar dacă pe lista preferințelor voastre se află Bulgaria, aici prețurile sunt ceva mai mari, în jur de 300 de euro de persoană pentru 7 zile de cazare fără transport. Majoritatea stațiunilor montane folosesc instalațiile de zăpadă artificială, pentru ca pârtiile să fie numai bune pentru schiat. Moldovenii care nu asociază Crăciunul cu zăpadă aleg destinațiile ceva mai exotice. Dubaiul, cu zbor din Chișinău, începând de la 500 de dolari, incluzând zborul tur-retur, transferul aeroport-hotel-aeroport, asigurarea, cazarea și mic dejun inclus în preț. Există și oferte cu mai multe zerouri. Unii moldoveni sunt dispuși să scoată din buzunare sume impunătoare pentru un sejur exotic în perioada sărbătorilor de iarnă. Cel mai scump pachet a fost o vacanță în Maldive pentru o familie în valoare de 25.000 de euro. Romanticii pot petrece Crăciunul la Veneția, unde acum sunt 12 grade Celsius. Agențiile de turism au pregătit oferte destul de tentante. Ținând cont că anul ăsta, deci am progresat și avem o companie low cost pe piața Moldovei, prețurile încep de la 40 de euro doar zbor și 150 de euro cazare pe 3 nopți, mic dejun, transfer și zbor tur-retur. Deci dacă tariful este mic, nu înseamnă că hotelul nu e bun. Pur și simplu, noi am negociat un tarif pentru turiștii noștri. Potrivit agențiilor de turism, aproximativ 90% dintre moldoveni aleg să-și petreacă vacanța de iarnă în România, aproximativ 6% în Ucraina, 2-3% în Bulgaria și doar 1% preferă alte destinații.